Mă, dar mără e rău de tot. Bă, dar zi-mi dacă e legat. Ia, mersi. Salut, eu sunt Deo, suntem aici cu Dima și cu Montrei. Dima e mort. Dima e mort în cadă, e rupt. Deci ne-am ales o zi de mașină, bă. Deci ne-am ales o zi foarte proastă. Eu sunt mort de răcit. Dima are rău de mașină și ce se întâmplă și el nu are rău de obicei. Montrei, da, e fresh, Montrei și-a dormit o oră azi noapte. Noi suntem în drum spre Iași, mergem la dealul Lunganilor și apoi la conacul, cum se numea, bro? Călăului. Și apoi la conacul Călăului, bă, dar... Bă, nu știu unde mergem. Păi nu, știu de dealul Lunganilor, dar nu știu de conac. Apar din mașină. Dar înainte să vă dau mai multe detalii, avem un anunț foarte important pentru voi. Produsele de mări sunt gata și site-ul o să fie gata vineri, seară, cred. Vineri seară, da? De Valentine's Day și o să vă puteți comanda primele produse mărși. Bă, lasă-mă mai ușor să fac și eu intro. Fiecare dintre noi o să aibă câte un site separat, deci intrați acolo și vă alegeți ce vă place vouă și vă comandați ce vă place vouă, de la cine vă place vouă. Da, deci mai pe scurt, dacă vă place ceva de la Dima, cumpărați de la mine, dacă vă place ceva de la Teo, tot de la mine cumpărați și mai cumpărați și de la ei. Aldo! Deci produsele sunt gata, site-ul o să fie gata vineri seară și o să vă puteți comanda primele produse de mări. Suntem foarte entuziasmați de cum a ieșit. Yeah. Sincer vă spun, îmi doresc din suflet să vă placă la fel de mult cum îmi place și mie. Deci eu nu o să mai ies din ele, o să torn cu ele. Îmi plac mult de tot și sunt super entuziasmat. Abia aștept să le vedeți și voi. Sunt și eu foarte obosit, mi-am luat acum un energizant. Dacă nu știți deja încă, eu nu beau cafea și nici energizante nu beau, dar mi-am luat acum unul să încerc, am zis, poate mă revigorează, mă revir forță. Poate îmi revin și eu, dar am zis bine, nu? A few moments later. Ia vedeți ce l-a ajutat energizantul. Bă, frate, omul ăsta, deci omul ăsta de când îl știu în mașină doarme. Deci ăsta, cred că în viața lui mai mult a dormit decât a trăit. Hai să vă zic. Bă, băieți, eu nu prea beau energizante și cafele, dar mi-a luat acum un energizant și m-a revigorat. Forță, forță, a, forță, revigorat, forță. A revigorat, da. Okay. Ia uite așa, uite doarme. Hai că am fost să filmăm dacă e. Băieți, haideți la Iași că ne distrăm pe drum. O să fie Caterinca. Hai că am dormit de n-am mai știut de mine, ești de bun. Am ajuns și aici la locație, o să căutăm cimitirul ăla. Bântuit, bântuit e bro sau e Caterinca? Nu știu, vedem. Deci se zice că aici la dealul Lunganilor a avut loc un război și sunt foarte mulți soldați decedați îngropați acolo. Și e un fel de cimitir din câte am înțeles, din câte mi-a zis Montre, așa că nu m-am interesat. Suntem aici cu Gură care își face freza, să vede la salon. Se la salonul dealul Lunganilor. Bine pe vlog. Da, frumos. Hai că ești frumos rău de tot. Arată Drake, așa puțin. Legat de mărci, am uitat să dau două detalii. Deci vineri o să apară seara, cel mai probabil, și ora o să o anunțăm pe Instagram pentru că nu știm sigur. Și la primele 10 comenzi din București, noi o să livrăm personal coletele. Mama a dat drumul ăsta la pompieri. Mamă, curier Teo 10 aici. Curier Teo 10, Dima, domnul curier Teo 10. Asta zic. Venim căutăm la voi. Cimitirul acela și revenim cu povești. 2 hours later. Hai să facem tandem. Hai mi-au înghețat organele. Hei, sunt Teo și stai, mă, thumbnail, thumbnail, bro. Băi, ne-am învârtit pe aici, n-am găsit cimitirul ăla despre care vorbeam. Ori sunt eu prost informat, ori n-am înțeles bine de la Montre, ori suntem noi terminați. Ori cam beznă și nu vedem nimic. Ori cam beznă și nu vedem nimic și e un fric de numai bun. Și e fric, că sunt 15 grade pe voi. Da, minus 15. Am gheață pe unghii. Băi, bune de fric. Mi-a căzut o unghie de la picior. De ce faceți, mă, mișto? Da, e cald rău, nu? Ne-am oprit aici undeva pe deal și dăm aici poveștile. Iar zici că fac prezentare PowerPoint, dar nu avem unde să ne așezăm, nu avem ce să facem, îi dăm drumul așa. N-a observat că... nimeni că eu dansez de la începutul clipului? Da, pe Montre e dansator profesionist. What the fuck? Deci era odată... Bă, nu mai ieși din cadru. Țopă e Montre, zici că e la festival, mâncam păi așa. E cald, nu mai pot. Deci era odată o bătrână care își amintea cu drag de zilele în care era și ea tânără. Ea locuia într-un sat mai părăsit, așa să zic, nu era foarte multă lume, erau niște case răsfirate așa. Și își amintea că ea și cu prietena ei cea mai bună, deseori când voiau să fie singure sau când ieșeau ele două și voiau să mai vorbească, mergeau printr-un port părăsit, lângă care era și un depozit tot părăsit și acolo nu venea nimeni și ăla era practic locul lor. Și ele se așezau, era un dig la portul ăla și se așezau și... Și ele se așezau și fiind vară, fiind cald afară, ele își întindeau picioarele în apă. Erau și... tineri atunci. Da, erau tineri, nu mai erau flășcăită. Parcă așa aș veni și eu pe dig.
Așa, și stând cu picioarele în apă, ea își amintea că simțea atingeri de alge. Și după ceva timp, ea împreună cu prietena ei s-au hotărât să meargă din nou la locul acela respectiv al lor ca să își retrăiască clipele astea ale tinereții. Când au ajuns acolo, au aflat că totul a fost demolat și când s-au interesat să vadă ce s-a întâmplat de fapt în apa unde își țineau ele picioarele, s-a aflat că practic acolo se aruncau corpurile unor femei care erau omorâte. Iar când a întrebat cum de-au găsit femeile alea, a zis că un pescar care trecea prin zonă pe acolo au văzut cum plutea părul femeilor, gen ieșea la suprafață așa. Deci practic pe ele nu le atingeau algele, le atingeau părul femeilor ălora. Deci când am citit asta am făcut așa în pat, ești nebun. Și asta este o poveste de groază pe care voi mi-ați spus-o și m-ați rugat să o pun în vlog. Era odată o femeie a cărei fiică era ziua de naștere. A cărei fiice era ziua de naștere. Era odată o femeie a cărei fiice era ziua de... Bă, n-ai zis mă bine. What the fuck? Deci o luăm pe românește. Era odată o femeie și avea o fiică care își sărbătorea vârsta de 15 ani, că am dat și un număr de vârstă. Serbarea de 15 ani. Serbarea? Unde era viața mea la grădiniță? Și făcea și ea ziua. Și ea s-a gândit, pentru că toți din familia aceasta iubeau florile și ei de fiecare dată își dăruiau flori de zilele lor de naștere. Ea s-a gândit să ia 5 trandafiri roșii, deoarece culoarea ei preferată era roșu, dar florile astea nu avea 5 trandafiri roșii și i-a dat 4 trandafiri roșii și unul negru. Ea merge, îi dăruiește acest buchet de flori. Bă, tu unde ai plecat, mă, mâncați-aș? M-am pierdut. Așa, asta s-a bucurat, vă dați seama că a primit flori și a doua zi, femeia asta o găsește pe fica ei. Bă, vine cineva. Nu s-a speriat nimeni. Ha, ziua face greu. Peste o săptămână era ziua soțului ei și ea ce s-a gândit? Hai să iau și lui ăsta flori. A, forță. Tot un buchet de 5 trandafiri roșii voia să ia și iarăși nu a avut 5 trandafiri roșii și i-a dat tot 4 roșii și unul negru. A doua zi l-a găsit iarăși mort și pe soțul ei. Când a venit ziua fiului ei, a zis... Să ia 5 trandafiri. A zis, 5 trandafiri ce credeți roșii? Că voia să ia de ziua lui? 5 trandafiri roșii și ce credeți? I-a a avut doar 4 trandafiri roșii și unul negru. În schimb, în noaptea aia, nu au dormit nici ea, nici fiul ei și au stat să vadă ce se întâmplă. Și din buchetul acela de flori a ieșit o mână, iar femeia, având la îndemână un cuțit, a tăiat acea mână. Următoarea zi, când a trecut prin fața florăriei, a văzut că florăria asta nu mai avea o mână. Oooo, cum e asta, e bun? Hai la conacul. Hai. Lunganilor, și călăului. Sieder. Și știți ce m-am gândit? Dacă tot mergem acum la conacul călăului, să nu fie ceva static, am zis să dăm restul poveștilor de acolo. Deci ne vedem de acolo. Am ajuns și la conacul ăsta bântuit din Vitam Brăzești. Iași, Brăiești, Brănești, Găiești. Conacul călăului din Iași. Uitați cât de horror pare drumul ăsta, că am înnebunit când l-am văzut. Suntem aici urmăriți de 17 indivizi. Hai că nu vorbesc tare, că poate ne bat. Da. Deci în caz că ne bat ăștia, eu îi filmez. Da, e cu adevărat. Bă, dar mără e rău de tot. Bă, dar zi-mi dacă e legat. Să mor tu. Nu e poarta deschisă. Nu cred că există poartă. Du-te și închide poarta. Uite, păi n-am ce să închid, ești nebun? Du-te repede și trage de poarta aia. Bă, bro, nu am de ce să trag. Aba, da. Bă, dar mie mi-e frică. Bă, ia scoate-mă ăla, să-l ai în mână. Așa, așa. Hai că am scăpat. Parcă vezi că iese acum câinele de acolo. Haideți mai repede. Haide, bă, hai gură. Hai că am ajuns și la conac și latră numai câini pe aici. Mie să ne batem cuib pe aici. Mă, să-mi bag. Gata, mă. Eventually. Băi, hai că am filmat și la conacul călăului, dacă e. Deci am ajuns acolo și ce credeți, mă, ne-a alergat un pas de mâncață și cu câinele, cu toate astea, am fugit de nu mai știam de noi, frate. Montri doarme. Uite-mă pe ăsta, mă, ăsta mă ia la mișto, mă. Mamă, nu mai pot să somn. Și am zis, era... Dacă tot n-am putut să filmăm la ce mucios ești, bă. Era să dorm la volan, nici de mult și ăsta are hype de vlog. Și am zis, dacă tot n-am putut să filmăm acolo, să nu vă las doar cu două povești de la dealul Luganilor. Deci fiți atenți, cu povestea asta eu vă trezesc de tot. Hai. Sunteți pregătiți? Da. Ok, deci povestea asta o să o zic la persoana întâi, ca să fie mai așa, deci practic mi s-a întâmplat mie. Bă, care s-a băști? Teo.
Bă, ai coaie. Mamă, coaie, merg chiar mâna să văd. Bă, nu m-am bă și mă stai de coaie, zi. Iar de cu de... Bă, nu tai iar cu de ăsta, mă, frate, că mor. Chiar mâna să-i urât. Mâna să mai urât ăsta. Nu e, mă, ăsta e mișto. Se numește New Car. Mamă, e old car. E direct fier vechi car. Mamă, sunt mare moșul. Paolo, te căcă pe tine, mă, trec. Bă, eu nu m-am bășit, eu am dat cu parfum, am salvat situația. Cum ar fi cu aia în timp ce spui, bă, ăsta? Băi, luați-mă ăsta de mână, mă, trec. Sora mea mereu țipă pe timp de noapte. Un țipăt oribil, un țipăt de durere inimaginabilă pe care nu-l poți ignora orice-i face. Eu stau în pat, de obicei visez. Visez că totul este frumos, dar ea mă trezește. Urlă după mine sau urlă după cineva, nu pot să-mi dau seama. Dar nu pot să o ajut, orice aș face, nu mă oprește din acest țipăt. Îi aduc bețișoare parfumate cu speranța că acel miros liniștitor o va calma. Închid ochii și a țipesc și eu ușor, dar țipă din nou. O întreb, ce pot face, surioară, de ce țip, după cine țip, ce te sperie, n-am cum să te ajut dacă nu-mi spui. Și într-o noapte, când țipetele sunt mai dureroase decât de obicei, mă ridic cu siguranța că voi reuși să o opresc. Merg la patul ei, îngenunchez lângă capul ei, îi zic, oprește-te, oprește-te, te rog. Mă uit jos înspre ea, dar nu reușesc să o văd, e foarte întuneric și e distanță între noi. Bă! Dacă mă mai sperie, dau parfum. La speria munte. Nu, dacă mă mai sperie, dau cu parfum în ochi. Îl țin parfum. A rămas munte așa. Îl țin înspre el, fii atent. Deci dacă mă sperie, o să am reacție, îți dau cu parfum. Continuăm, da? Hai, serios, eu țin asta aici. Pe bune de nu, hai, continuă. Am trezit pe mătrei, nu mai doarme seara. Ce somn era, da, acum s-a terminat. Mă ridic cu siguranța că voi reuși să o opresc. Merg la patul ei, îngenunchez lângă capul ei, îi zic, oprește-te, oprește-te, te rog. Mă uit jos înspre ea, dar nu reușesc să o văd. E foarte întuneric și e distanță între noi. Se oprește, dar doar pentru că simte că e cineva acolo. E tăcută. Nu-și dorește ca ei să știe că e acolo. Mama îmi spune să mă întorc în pat, că trebuie să mă opresc din a veni să o văd pe sora mea noaptea. Dar tu nu auzi țipetele, mamă, o întreb. Dar ea nu aude, doar eu aud. Mă ridic, am genunchii plini de praf și de pământ, de la pământul în care am îngenunchiat peste mormântul surorii mele. Se odihnește în sicriul ei, doar că ea încă țipă. Și moartă ea tot țipă. Bă! Da! Nu mai făcut ăsta, bă! Unde ești? Bă, trebuie, mă, gropi în parfum! Mamă, cum pute! Da, deci pentru că m-a speriat Teo și mi-a luat somnul, i-am închis geamurile cu protecția de copii și acum la fund aici, în asta. Bă, nu mai, bă, Montre, deja ai dat prea mult, mă, frate! Și Dima râde de mine, așa că da. Mamă, s-a terminat. Bă, chiar miroase bine, miroase. Bă, ce pute, bă. Miroase super bine. Ei, dacă nu vă place ăla, atunci eu scop ăsta. Nu mai are baterie. Nu mă enervați că dau cu ăsta de antifog. Ne-am vă dau pe față. Antifog? Vă scot ceața din ochi. Mamă, cât ai, mă, frate, ai fabrică de spray-uri. Dacă v-ați speriat, nu uitați cumpărați. Că ai rămas așa aici, de bun. A rămas așa, mă, între. Cam asta a fost și vlogul, sper că v-a plăcut, sper că v-am luat un zâmbet pe bune sau un speriat, ce vreți voi. Nu uitați că vineri, pe 14 februarie, de ziua îndrăgostiților, o să dăm drumul la mărci, fiecare pe site-ul lui, intrați și vă luați de unde vă place. Luați-vă de la mine, că ăștia au treabă de ziua îndrăgostiților. Și nu uitați că primele 10 comenzi din București, că n-avem cum să ne deplasăm până în Arad, Brașov, Cluj, adică ar dura foarte mult. Primele 10 comenzi din București o să le livrăm chiar noi. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, să dați un subscribe, să lăsați un comentariu, să dați un share dacă vreți, să ne dați un follow mie și băieților pe Instagram. Eu am fost Teo și până data viitoare v-am pupat, pa, pa!